Întâlnire între doi dintre liderii de pe axa răului. Vladimir Putin îl primește în această după-amiază la Moscova pe președintele Iranului. Asta la un an și jumătate de la vizita liderului de la Kremlin la Teheran. Printre altele, cei doi vor discuta despre dronele pe care Rusia le folosește în conflictul cu Ucraina, dar și despre războiul din Orientul Mijlociu. Și Alexandra Dinu ne explică mizele acestei întâlniri de la Moscova. Bun găsit, Alexandra! Bine v-am găsit. Vladimir Putin și președintele iranian au vorbit ultima dată la telefon în luna octombrie, imediat după izbucnirea războiului din fâșia Gaza, iar anul trecut s-au văzut la Teheran și Uzbekistan. Cele două țări sunt foarte apropiate. Încă de la începutul războiului din Ucraina în 2022, iranienii au alimentat permanent Moscova cu armament. Poate cele mai importante sunt dronele Shahed, pe care rușii le-au folosit în special pentru a ataca porturile de la Dunăre. Trei dintre drone au ajuns inclusiv în România, unde s-au prăbușit. Discuțiile de astăzi se vor concentra tot pe armamentul pe care rușii încă îl cer iranienilor, dar și despre conflictul din fâșia Gaza. Iranienii sunt principalii finanțatori ai Hamas, iar Putin și-a arătat și el susținerea pentru gruparea teroristă. La acel moment, Rusia a înfuriat Israelul prin găzduirea delegației Hamas la Moscova. Vladimir Putin s-a întâlnit ieri și cu liderii din Emiratele Arabe. Arabe și Arabia Saudită. Pe agenda a fost evident petrolul. Rușii și saudiții vor încerca să țină sub control piața petrolului. Cele două țări au anunțat reduceri de producție, dar prețul barilului este tot în scădere, ceea ce nu convine nici Riadului și nici Moscovei. Alexandra, îți mulțumim și discutăm despre acest subiect împreună cu domnul Dorin Popescu, fost diplomat președinte al Asociației Casa Mării Negre. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Domnule Popescu, vedem această întâlnire între doi dintre cei mai teribili oameni de pe planetă în acest moment. Doi purtători de război. Vladimir Putin poartă acest război direct în Ucraina, Raisi prin proxy-urile sale din Orientul Mijlociu. La ce să ne așteptăm? Aș spune că la nimic spectaculos. Și spun asta în cunoștință de cauză, pentru că am monitorizat cu atenție toate valorile analitice din perioada anterioară vizitei, presa rusească, presa din Iran, presa occidentală, etc. Sigur că rămâne un obiectiv strategic comun al celor două capitale, al Moscovei și al Iranului, acela de a sumina, de a sabota, de a inhiba leadership-ul global american, hegemonia americană, hegemonia vestului. Acest obiectiv strategic va crea premize pentru colaborări strânse bilaterale între Moscova și Teheran și în lunile și anii următori. A spune că există totodată și un obiectiv de nivel tactic în relația lor bilaterală. Fiecare țară va încerca să își consolideze sprijinul politic, geopolitic, militar, tehnico-militar, economic, pe care îl acordă celelalte părți în conflictele în care sunt implicate în mod direct. Respectiv, Iranul va continua de bună seamă cooperarea tehnico-militară cu Federația Rusă și va continua livrarea de drone, dar anticipez că nu putem vorbi de o trecere la o livrare substanțială de armamente grele, de rachete, de exemplu. Nu cred că putem vorbi de un nivel de colaborare tehnico-militară care să fie atins în cursul zilei sau prin discuțiile de astăzi de la Moscova și, de asemenea, nu cred că vor fi evoluții notabile în ceea ce privește posibilul sprijin sistemic, instituțional, pe care Moscova îl acordă ambițiilor de dezvoltare a programului nuclear iranian. Deci, iată două linii roșii care nu vor fi trecute nici în urma discuțiilor de la Moscova de astăzi, respectiv livrarea de armamente sofisticate, rachete iraniene. Se va rămâne în paradigma livrării de drone. Probabil se vor suplimenta, probabil se va mări actuala miză de cooperare tehnico-militară prin livrarea de drone, dar nu se va atinge linia roșie a livrărilor de rachete și, de asemenea, nu va fi atinsă linia roșie a multiplicării sprijinului rusesc tehnologic și politic pentru programul iranian nuclear. Da, deocamdată se afișează, domnule Popescu, prietenia asta, dar mă întreb așa, mobilizările astea sunt momente de mobilizare foarte puternică la Moscova. Ați văzut, Putin are așa niște zvâcuri din astea de să arate puterea, să-și arate puterea. De ce pregătește asta? Dar la trecut a fost într-un moment delicat, atunci când a fost acea revoltă către Moscova. Acum? De ce acum?
Asta este foarte bine. Viste de imagine. Federația Rusă, în momentul de față, liderul de la Kremlin, este în căutarea unor soluții de reinventare a rolului și locului Federației Rusă în lume. Sigur că nișa pe care o caută Federația Rusă o reprezintă relațiile bilaterale și prin intermediul unor organizații internaționale și regionale cu țările din sudul global, cu țările din lumea arabă, cu țările din lumea musulmană, etc. Pentru că o astfel de nișă i-a rămas președintelui Putin să-și exprime ambițiile sale hegemonic la nivel regional și global. Deci vizită de imagine. Cele două vizite în peninsula arabică au fost vizite, de lucru, nu oficiale. Nu au fost semnate documente, nu au fost promovate inițiative de mare amploare, nu au fost discutate noi soluții de negociere pașnică, politică diplomatică a conflictului din Orientul Mijlociu. Federația Rusă, de altfel, nici nu are. Federația Rusă nu are, în pofida prezenței sale militare în Siria, în pofida relației sale bilaterale de tip strategic cu Iranul, în pofida nișelor de dezvoltare a relațiilor bilaterale pe care le caută cu Emiratele Arabe Unite și cu Arabia Saudită, nu are mijloacele militare și politico-diplomatice pentru a fi cu adevărat fundamentală în ecuația negocierilor și a configurației viitoare soluții de pace în Orientul Mijlociu. Nu are astfel de instrumente, dar și le caută și le pregătește. Eu cred că obiectivul strategic al Federației Ruse pentru Orientul Mijlociu este acela de a exista într-un format stabilit de ONU, într-un format post-conflict de creare a unei administrații internaționale pentru fâșia Gaza. De Federația Rusă vrea să existe în poză, vrea să existe în imagine în Orientul Mijlociu mai mult decât ar sprijini o propriile sale instrumente politico-diplomatice și deocamdată își caută, își pregătește un posibil rol relativ substanțial în regiune pe care deocamdată nu îl are și estimez că nu îl va mai putea obține în anii ce vor veni. Deci deocamdată asistăm la vise de imagine care au scopul de a regla, de a multiplica, de a redimensiona rolul și imaginea Federației Ruse atât la nivel regional în Orientul Mijlociu, cât mai ales la nivel global. Și are rolul și de a consolida până la urmă această axă a răului, a cărei consecință este clar continuarea conflictelor și în Ucraina și în Orientul Mijlociu. Vă mulțumim foarte mult, domnule Popescu, pentru analiza. Și eu vă mulțumesc pentru invitație.